Vă salut și bine ați revenit pe canalul Călător prin România. Astăzi vă propun alte două obiective turistice din județul Neamț, și anume Crucea de la Bisericani și Mănăstirea de la Bisericani. De la hotelul Ayan, unde am fost cazați, și până la Crucea de la Bisericani sunt 7,4 km. Iar de aici și până la mănăstire mai sunt alți 1,3 km. Crucea de la Bisericani este un impresionant monument religios realizat din marmură neagră, ce este situat pe un platou de belvedere aflat la șoseaua ce urcă spre mănăstirea Bisericani. Aici avem o frumoasă panoramă asupra lacului Bâtca Doamnei, a muntelui Ceahlău și o mică panoramă a orașului Piatra Neamț. Avem drum asfaltat, semnal telefonic, o mică parcare amenajată în apropiere, mai multe mese cu bănci și coșuri de gunoi. Putem spune că aici avem un colț de rai cu multă liniște, aer curat, un loc de regăsire sufletească. Called me by name from now.
now till forever when you take me home. Jesus, I will sing your praises, declare them in the valley, shout them on the mountain top. Jesus, I will sing your praises forevermore. Forevermore. Ooh. My fight in every battle, my shield and my defense. You won the final victory, yeah, and placed me in your rest. And I know you're the King who has called me by name. From now to forever when you take me home. And I know you're the King who has called me by name. From now to forever when you take me home. Praises, declare them in the valley, shout them on the mountain top. Jesus, I will sing your praises, even in the waiting, knowing that you see it all. Jesus, I will sing your praises, declare them in the valley, shout. And now I know that there's no dark to fear. I'll praise forevermore. And now I know you've called me here. In you I'm standing tall, yeah. And now I know that there's no dark to fear. Praises, declare them in the valley, I shout them from the mountain top. Jesus, I will sing your praises forevermore. Ooh, forevermore. Ooh, forevermore.
Ne-am despărțit cu greu de acest frumos loc și ne-am îndreptat spre mănăstirea Bisericani, care are 3 altare de rugăciune. Unul din acestea este Biserica Voievodală Buna Vestire, care se află în incinta sanatorului. Iar celelalte două sunt paraclisul acoperământul Maicii Domnului, ridicat pe locul unde s-a arătat Maica Domnului, și Biserica Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, în curs de finalizare. În anul 1998, la Bisericani, în locul în care s-a arătat Maica Domnului în stejar Sfântului Cuvios Iosif și ucenicilor săi în anul 1449, s-a construit un paraclis cu hramul acoperământul Maicii Domnului. În acest paraclis se poate vedea trunchiul stejarului, care a fost tăiat de autoritățile comuniste, deoarece icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, devenise loc de pelerinaj pentru sute și mii de oameni. Războaiele Sfântului Ștefan cel Mare și Sfânt cu păgânii i-au determinat pe călugări să părăsească Siestria de la Bisericani pentru a se retrage în Sfântul Munte Athos, Grecia. Astfel, în anul 1449, coborând ei pe Valea Rea, la mică distanță de peșteră, dintr-un stejar, izbucni o vedenie de fulger. În fața ochilor li se înfățișează Sfânta Fecioară Maria. Unde plecați, părinților? Cuviosul Iosif răspunde: la Sfântul Munte, în grădina Maicii Domnului. Maica Domnului le-a răspuns zicând: nu plecați, căci și aceasta este grădina mea. Scena celor 4 călugări cu vedenia Maicii Domnului în stejar este zugrăvită pe iconostasul Maicii Domnului din Biserica Voivodală în anul 1517. Călugării au găsit apoi în scorbora ștejarului o icoană a Maicii Domnului păstrată până astăzi.
Puteți să vă lăsați opinia printr-un comentariu și mulțumim că ați urmărit acest video. Dacă v-a plăcut, distribuiți și prietenilor. Acest lucru ne-ar ajuta foarte mult. Vă mulțumesc că v-ați abonat la acest canal, iar dacă nu ați făcut-o, vă rog frumos să o faceți. În încheiere, vă reamintesc că abonarea este gratuită și vă spun la revedere!